În faptă, lumea-i visul sufletului nostru. Nu există nici timp, nici spațiu. Ele sunt numai în sufletul nostru. Albert Begwin, în studiul său Sufletul romantic și visul, afirmă că în vis și încă din această stare de delir care precede somnul, sufletul pare să vorbească un cu totul alt limbaj decât în mod obișnuit. Anumite obiecte din natură, anumite proprietăți ale lucrurilor, desemnează pe neașteptate persoane și invers. Cu tare calitate sau acțiuni se înfățișează sub forma unor persoane. Acest limbaj este mai potrivit cu sufletul omului decât cel al veghei. El e infinit mai rapid, mai expresiv, mai cuprinzător, mai puțin supus desfășurării în timp. Structura omului romantic este una marcată de nevoia de imaginație, de evadare din cotidian. Omul romantic are nevoie de universuri compensatorii și unul dintre acestea este visul. Un tip de vis este un instrument, ca o cale de acces în lumi necunoscute, inaccesibile, alimentând nevoia de cunoaștere a eului romantic și credința lui că există o realitate insolită, dincolo de cea cunoscută, dincolo de cea la care are acces omul. Begwin spune că tocmai veghea în vis împiedică adevăratul vis interior. Profunda reîntoarcere a sufletului în plenitudinea existenței sale lăuntrice. Lumea din afară, lumea exterioară, este decât un pretext pentru cea lăuntrică, evidențiată prin vis. În timp ce scade consistența materială a aspectelor văzute, crește expresia stărilor de intensitate și adâncime morală. Spre exemplu, tranzițiile sărmanului Dionis, un personaj redat de Mihai Eminescu, între lumea realului și cea visului, sunt posibile prin cartea de astrologie a lui Zoroastru. Semnificația acestei științe este menționată și de Albert Begwin. Astrologia este analogia esențială care există între natură și om și care ne îngăduie să admitem, fără să ne mirăm, că fiecare destin este legat de mersul astrelor și al constelațiilor. Magia este marcată prin cifra 7 și prin culoarea roșie a literelor, a liniilor, care semnifică o demonie a cunoașterii. George Călinescu subliniază calitatea faustiană a nuvelei, fiindcă eroul recurge la o operație magică, întorcând filele astrologiei din 7 în 7 pagini, simbol numeric al facerii, spre a sili divinitatea să-i deschidă porțile absolutului. Porțile supranaturalului. Se induce ideea că existențele sunt visurile unui regizor necunoscut. Fosta un vis sau nu? Asta e întrebarea. Nu cumva îndărătul culiselor vieții e un regizor a cărui existență nu putem explica? Se evidențiază teoria conform căreia cineva este regizorul, iar oamenii sunt actori pe scena vieții. În faptă, lumei, visul sufletului nostru. Nu există nici timp, nici spațiu.
nu există. Ele sunt numai în sufletul nostru.